А у нас як зімку для 9 носок. Що з папучим у Вороні? Тобто я не з папучим, де папучим у Леніна на полі. Лебрян. Bună dimineața! Bună! Domn profesor, lăsat cunoștințe cu Oleg Brega. Păi nici ministru, nici primar, nimeni nu face nimic. Nici partidul de opoziție, nimeni nu face nimic. Dar câte-i mână de la mână? Câte-i mână de la mână și-am ridicat bus? Știți de ce suntem convinși? Din ce? De ce suntem atât de pesimiști? Cine e în comisia parlamentară pentru drepturile omului? Nici nu vreau să-i știu. Nici nu doar. Marele patriot Secăreanu. Domnule, și acel care, adică parcă l-a luat și l-a închis într-un deci. Știți și lăsați, podește este hotărâre. Că plouă leacă, mă, și-o zidei soarele și-o să-mi cauzească. Nu răscă pe oacină. Mă, nu ai gândit la așa. Mă gândiți, băi, 31 august, băi. Deci e vară. Așa e Elia. Bună să vă fie. Ce faceți? Și dacă e sărbătoare pentru cineva, dar nu vă opriți și-o arebeam. Păi, copilași, măi, eroi ce sunteți, vă cu... Браво, мой папа. Боецелюк, пастимати. Браво, героїна. Дайте-ва пук. Браво, мой синтезничний герой. Браво, копі. Апарати-ва культура. Да я фильмів. Апарати-ва культура. Апарати-ва культура. Апарати-ва культура. Апарати-ва культура. Есть комуна. Ну, аслутати простіни, кари се зі. Я ж сунтєм аїці нон-стоп. Дар академичан, чи герої сунт копілаші ешта. Doar academiciane, acest este moment istoric. Filmați-l! Este un moment istoric. De o hotărâre a guvernului când s-a fost hotărârea în privința aleii. Că n-a fost anulată de nimeni. Centrul și ăștia au trimis avertizări primarului și domnul Cimpoi că dacă se vine și instalăm bustul, bagă poliția, va fi bătaie și deschid dosare penale și chestia că acum a fost. I-a trimis și lui Cheptoacă și domnul Cimpoi avertizări. Noi am spus, bine, domnule, că noi o punem oricum o instalăm altfel. Asta acum trebuie neapărat, pentru că... Dar cine este ministrul culturii? Unul e ca nimeni. Dar cineva nu-i spune, domnule... Unul de la margine, așa. Cineva să-i spună, domnule, nu te prostii atât de mult, că... Dar nu, că au făcut o chestiune. Înainte deciziile de instalare a monumentelor în municipiul Chișinău și în orice localitate, le-au consiliile locale. Acum i-au făcut că numai guvernul ia decizii. Guvernul în totalitate. Ceea ce este o tâmpenie. Și cum și-a luat Consiliul Municipal, au fost deciziile de instalare. Și mai nou, domnul Matei, și mai nou am citit pe internet că guvernul deja zice că Parlamentul trebuie să ia o decizie. Asta este o trâmpenie, că nu se poate. Comunitățile locale, în mod normal, peste tot în lume,
este atribuția lor de a adopta decizii ce se instalează în cadrul municipiului, în cadrul Consiliului Municipal. Thank you.
De ce ți-ai roșire? Bravo! Jedes Jahr kommen sie auf die Krieg. Der Bravo was from Transylvania. He was born in Transylvania, but he's Romanian also. It's very important in 1907. Peasants revolution. And the plan was the only right who defended them. He defended peasants. Peasants. And now our communist no party. The ruling party. Poetry or what did he write? Novels. Roman, da? Da. And is there a main topic he is covering in his novels? Peasants. Yeah. But you are not peasants. I am. You are. Okay. I was born at the countryside, but I'm a filmmaker. Yeah. I try to have refugee in Romania. Yeah. And they. Refused, is no one refused. Expulsed me. Rejected him from the country, from Romania. But I have here a great problem with his administration. In 1989, I was against I organized meetings, demonstrations, and so on. Mm-hmm. That is against Moldova. That is Moldova. I have a problem with press, with mass media. Marșul a fost. Dă-i fost? Am și da. A fost muză la șantrii. Nu, eram mai mulți. Eu în frunte cu picolorul.
ca Andrei Mihai. Dar era mai mult. Fotografiile pe urmă să arăt. Ne-am dus acolo unde Ion și Doina Teodorovici, la asta, monumentul tăi. Cum așa? Așa o zi mai... Păi, este o zi, asta nu pur și simplu ziua limbii. Este o zi care pur și simplu sărbătoare primii biruințe. Înțelegeți? Asta e prima. Că dacă există lege, dacă nu se respectă, dacă îi lipsește cultura, îi lipsește bunul său, dacă predomină doar harța în mine. Cumpărați, ți-o cumpărat, ce cărți ai eu cumpărat după Algoma? Rupere. Ne-am pus așa frumos, cărțile așa, stau la masă, vine o rusoaică, femeie de vreo 40 de ani, așa, cu bărbat de 50, așa mare. Vine femeie așa, așa, zici cu soțul, așa. Это тот фашистский писатель. Да, это тот Повтим. Тот фашистский писатель. Полгон. Сунси, это Пушкин вас фашистский писатель. Да. Со мной не разговариваешь на русском? Что? Сунти, смотри, он не разговаривает со мной на русском. Знаешь, что Штефан разговаривал на славянском? Это вообще, в Мыске это еще после молдавского и славянского языка появилось. Вспомни, а, это тот фашистский, мы сейчас проверим. Вы же потом его флаешь, что скрыть титул, не кулите, типа, Раша. Арта Рефуджи, Пауга, мы узнаем. Сейчас зачини ему акус, парка, сейчас мы спирим, мы узнаем, это фашистский писатель. Скрыть, а, да сдам он к себе за шесть титул, так, как Китарий Лаклок. А, со мной разговариваешь, что у тебя здесь написано? Васарабия, что это? А, ты знаешь, что, фу, Штефан. Да, щи кутин, мы узнаем, что, что, да что истерик скрип, мы знаем. Да, мы узнаем. Вы бьете по этому барабану, я вас поубивала. А нас всю жизнь террористы. Да я тебя что-то видел. Кошмар. Я тебя стрелять не могу. Ну целый день, 12 часов работы, целый день невозможно работать. А это музыка что, смотрите? Там музыка, люди веселятся. Вы что, а мы тоже веселимся. Да ты сейчас смотри, если леск, ее слушали, я с утра нет. Вы, а как пробабина из Мальвин? А что сейчас понял? А мы узнали это, мы из прессы. А ты не читаешь прессу, ты темный. Ты темный. Мальчик, Терефан. Ты же мальчик. Это фашистский писатель. Мы узнаем. Да поставим проблемы в РЭУ, ну? Да, тай рудкую. Приготовься. Да, Карифан, вообще пацанки меня защищают. Ты принят кваше карт, кваше ауторин экспозиции, интерк. Без фашизма приготовьте песни. Да я сам так упорацию карт. Не знаю. Да. А вот здесь с кем...